Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face înghețată din fructe, banane, caise, căpșunele și le vom pune în aceste forme. Din silicon sau din plastic. Așa. Le închidem și le punem la congelator. Și când simțim nevoia să ne răcorim pe acest timp călduros, putem să ridicăm pe un dăm deoparte și vom avea nevoie de banane, de căpșuni, de caise, de lămâi și vom pune totul într-un blender, cantități egale de banane cu căpșuni, banane, caise, banane, zeamă de lămâi și apoi vom umple aceste forme. Dăm la congelator și vom avea o delicioasă înghețată. Putem cântări banana și punem aceeași cantitate de căpșuni sau de caise sau zeamă de lămâie sau o lămâie fără pieliță albă, o curățim și punem doar pulpa. Apoi le blenduim și vom pune în aceste forme de plastic. După ce punem banana și cu căpșunele, vom blendui și vom pune cu lingurița în aceste forme. Putem pune strat de banană și căpșuni, strat de banană și caise, strat de banană și lămâie, cum după bunul nostru plac, cum ne place nouă. Așa. Am pus totul în blender. Închidem și blenduim până obținem o cremă și vom umple aceste forme de silicon. Așa. Putem face, eu am pus pe culori. Și în cele galbene am pus banana cu lămâia, în cele portocalii banana cu caisele și în cele roșii banana cu căpșunele. Mixăm bine totul. Este gata. Și în cele roșii o să punem compoziția de banane căpșuni. Deschidem frigiderul să știm ce dorim să luăm de acolo și umplem cu o lingură. Așa, zbatem puțin ca să intre bine până jos. După ce am umplut, punem capacul, punem cam de un deget mai jos, umplem. Thank you.
avem nevoie. Ne răcorim cu o înghețată de fructe, fără zahăr. Așa. Vom pune și în aceste forme. Cu linguriță o să punem în straturi, straturi de banană căpșune, straturi cu caise. Acum vom pune și banana și caisele și le blenduim și o să punem peste stratul de căpșuni cu banane și o să punem în acele forme de silicon portocalii. Ce minunăție am făcut noi. Înghețată din fructe, fără zahăr, înghețată naturală. Când avem nevoie, ne răcorim cu o super înghețată. Deliciu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături și că mă urmăriți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Vă pup dulce, mulțumesc!